Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculți podcastul Un Român în Londra. De data aceasta vorbim despre cum votez prin corespondență, documentarul colectiv și despre setul status pe care eu l-am primit în data de 16 noiembrie 2020. Acest episod se numește Let's Get Settled. Episodul a fost înregistrat într-o zi de marți, în data de 17.11.2020, în jurul orelor 21:30. Înainte de orice, trebuie să precizez faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe radio.com, radioul românilor din Marea Britanie, și pe YouTube. Melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org. Și să nu uit să precizez niște oameni faini. Sunt cei de la Rand E Hub de pe Facebook, facebook.com/randehub, o mână de oameni care ajută în tot felul de probleme și de muncă și de locuit, dar și pentru chestiuni de ce țin de Brexit. Și mai e un canal pe YouTube numit Settled QA, care merită vizitat, văzut și în care găsește explicații mai multe limbi, limba română, romanii și limba poloneză, legate de Settled Status. Nu uita, Settled QA pe YouTube. Și dacă tot vorbim de vot prin corespondență, uite că am reușit să votez și eu prin corespondență. Mi se pare că sâmbătă undeva, pe ce dată era aia sâmbătă? Pe data de 14 noiembrie am reușit să trimit plicul cu opțiunile mele de vot. Bineînțeles, când votezi prin corespondență, tu votezi de fapt pentru biroul de diaspora, nu pentru biroul din România, așa cum am înțeles eu în mod greșit altă dată, așa că atunci când am promenit că votezi prin corespondență pentru județul în care locuiești, greșeala mea, am citit greșit. Când votezi prin corespondență, votezi pentru biroul de diaspora, baci plicul acolo, trebuie să-l trimiști în așa fel încât să ajungă până pe data de 6 decembrie, mi se pare, sau până pe 3 decembrie, cel târziu, în București. Și primești toate detaliile în acel plic cu corespondență, în plicul de vot. Procedeul este destul de simplu, primești două plicuri, un plic interior care are două buletine de vot, cu niște autocolante, pui autocolantele în chenarul care te interesează, pui acele două buletine de vot în plicul interior și atunci sigilezi plicul. După aia completezi formularul, certificatul de votant sau ceva de certificatul de alegător cu nume, prenume, dată și semnătură și plicul ăla interior sigilat cu certificatul de alegător, ambele le pui în plicul mare. Bineînțeles, odată cu plicurile astea două, mai primești și niște autocolante. Un autocolant arată adresa ta, cea de expeditor, care o pui pe spate, spatele fiind partea în care pui sigiliul pe plicul mare, și după aia încă vreo două autocolante, unul care pui pe față adresa din București, unde trebuie să ajungă plicul, și un alt autocolant mai lunguieț, care îl pui în partea de sus, sus stânga, în care se precizează că nu trebuie timbrat pentru că a fost preplătit. După ce ai închis plicul, ai pus toate autocolantele astea, te duci liniștit la o căsuță poștală, arunci plicul acolo și într-o săptămână, două, cel târziu trebuie să ajungă. Dat fiindcă am trimis pe 14 noiembrie, mă aștept totuși într-o săptămână să ajungă, undeva pe 20 și ceva, poate chiar săptămâna viitoare, ar trebui să ajungă plicul în România. Și când ajunge, trebuie să primești și eu o informare cum că plicul a ajuns și că este pregătit pentru vot. Va trebui să mai verific anumite detalii pe contul online, pentru că ți se dă un cod prin care să vezi dacă plicul a ajuns și dacă a ajuns bine și așa mai departe și poți să verifici pe vot prin votstrenătate.ro. Și asta a fost toată situația. Am primit plicul vineri. Vineri seară l-am pregătit. Am pus bifele peste tot unde a trebuit. Și pe a doua zi, sâmbătă, deja am trimis plicul și gata. Am făcut toată treaba.
Important lucru de înțeles este că procedura este chiar foarte simplă. Atunci când m-am înscris la vot prin străinătate, am introdus detaliile mele de pașaport și detalii din București, din Brașov, cu locul unde am locuit în Brașov, și adică practica adesarea de domiciliu. Și după care, când încep să se trimită plicurile, bineînțeles că le primești la adresa din UK unde stai în momentul respectiv. Procesul este simplu și este sigur, așa cum au asigurat foarte mulți oameni de-a lungul anilor, oameni care au votat prin corespondență. Din ce am înțeles eu, s-au înscris la votul prin corespondență undeva pe la vreo 30 și ceva de mii de oameni, 38 de mii de oameni. Nu sunt foarte mulți, dar gândește-te că din cauza COVID-ului, în perioada asta o să te pomenești că secțiile de votare vor fi interzise. Și atunci, oamenii care ar dori să voteze, nu vor avea unde să voteze în mod fizic, pentru că secțiile de votare vor fi închise. Și atunci te pomenești că, până la urmă, baza sau nădejdea rămâne în aia care au votat prin corespondență. Am tot vorbit de vot prin corespondență încă de acum 1 sau 2 ani de zile și într-un final, când am avut ocazia, am aplicat procedeul și nu îmi pare rău. Pentru că procesul este foarte simplu și, bineînțeles, iată-mă că am reușit să votez prin corespondență, votul va fi calculat odată cu celelalte voturi pe data de 5-6 decembrie, ceva de genul ăsta. Dar a fost foarte simplu și este un procedeu foarte sigur. Și dacă tot vorbim de săptămâni mari în care s-au întâmplat chestiuni extraordinar de mari, gen votul prin corespondență, iată o altă chestie extraordinar de mare care s-a întâmplat, este articolul scris pe, pe The Guardian, care vorbește despre incendiul de la Collective. A fost făcut un documentar pe chestia asta, numit Collective, și documentarul va fi prezentat pe tot felul de site-uri de streaming media pe 20 noiembrie încolo. Și documentarul Collective, de fapt, urmărește echipa de la ProSport, care fac tot felul de investigații legate de, să zicem, de corupția care au dus la incendiul respectiv, de societatea din România și așa mai departe. Și articolul din The Guardian vorbește destul de pendelete, ca să zic așa, de tot felul de lucruri pe care le-au descoperit oamenii când au făcut acest și investigația, dar bineînțeles și documentarul în sine. Și este vorba de incendiul din 2015 care a avut loc la clubul de noapte Colectiv. Și mi se pare că comentariul ăsta este făcut de directorul de cinematografie român numit Alexander Nanau. Dacă așa înțeleg, da, Alexander Nanau. Și el ce a făcut, a urmărit o echipă mică de jurnalist de la Gazeta Sporturilor. La un moment dat îl prind inclusiv pe Vlad Voiculescu în cadru și îl urmăresc pe el din când în când, mergând de colo-colo, văzând dezastrul enorm care este în sistemul de sănătate românesc. Guess what? Sunt cât? 2015, 5 ani de zile, la 5 ani de zile de la fenomenul respectiv, s-a întâmplat acum la Piatra Neamț de curând un incendiu în care 10 bolnavi de COVID în secția de urgențe au murit din cauza faptului că, mi se pare, au explodat câteva butelii din asta de oxigen. Nu ne-am calmat, încă nu ne-am învățat așa ca nații, ca popor, cu toate chestiile astea și am zis încă de prin vremea în care vorbeam de chestia asta sau scriam numai pe blog, corupția duce la moartea oamenilor, numai că mulți nu își dau seama, pentru că nu este o chestiune care duce în mod direct, ca atunci când te calcă cineva cu mașină, nu. Corupția duce la moartea oamenilor prin acumulare de evenimente negative, unul după altul. Și la un moment dat, bineînțeles, când pui foarte multe chestiuni într-un anumit balon, când umfli balonul ăla, la un moment dat explodează. Și așa se întâmplă și cu corupția. Cu cât mai multă, bineînțeles, nu-ți dai seama și nu este prea complicat la un moment dat că cui face rău să-i dai 100 de lei. Dar dacă chestia asta este generalizată, mai devreme sau mai târziu, într-adevăr, explodează într-o chestiune foarte, foarte urâtă. Și documentarul ăsta Collective vorbește și de faptul că la un moment dat se foloseau o bună parte din oamenii care au murit, vreo 20-30%, s-au infectat în spital de boli în astea, cum se zice, nozocomiale, pentru că dezinfectantul folosit era înduit cu apă.
Și multe măgării din astea care s-au întâmplat prin România și uite cum documentarul ăsta ajunge în plan internațional și o să fiu curios să-l văd și eu când apare pe data, pe data de 20 noiembrie pe tot felul de servicii din asta de streaming. Cred că era nevoie să ni se aducă aminte și, bineînțeles, și explozia de anul, din anul ăsta ne-a dus din nou aminte de faptul că mai sunt încă multe probleme de rezolvat în domeniul corupției peste tot în România. Și știi care este cel mai mare dușman al corupției și al răutății și al nepăsării? Transparența. Atunci când ai acces la foarte multe detalii, când ai acces la statistici de vânzări, cumpărări, de proiecte, când există filmări, când toată lumea începe să vorbească deschis pe tot felul de rețele sociale despre diverse măgării făcute de tot felul de instituții și firme din România, e bine, transparența este inamicul cel mai mare al corupției și accesul la informare, la informație, bineînțeles, este inamicul cel mai mare al corupției. Dar hai să vorbim și despre un lucru pozitiv, că 2020 a fost plin de tot felul de evenimente negative și, într-adevăr, cred că fiecare om simte greutatea asta a anului 2020 asupra fiecăruia pe ambii umeri, o greutate din asta care este destul de greu de exprimat. Ai voie să ieși din casă pentru tot felul de, inclusiv sport ce vrei tu, dar cumva te simți închis în propria ta casă. Din cauza faptului că există pandemia asta, pentru că ai putea ajunge la spital din motive neașteptate, bine, neașteptate, de COVID, bineînțeles, și cumva anul ăsta este un an greu pentru mulți oameni. Da, stai acasă, ai acces la internet, la ce vrei tu, cumva totuși simți apăsarea asta și e un stres extra și văd pe oameni că îi roade din ce în ce mai mult, mă roade și pe mine, îi roade și pe mulți alți oameni și cumva am vrea să scăpăm cât mai repede de 2020. 2021 pare că vine cu niște speranțe, o să discutăm de chestia asta când ajungem la secțiunea de COVID puțin mai încolo. Dar vreau să vorbesc despre alte chestiuni pozitive. Și ca alte chestiuni pozitive, vorbesc aici de faptul că am reușit să primesc settled status pe data de 16 noiembrie 2020. Efectiv, ce s-a întâmplat în data de 14 noiembrie, când am trimis plicul către România, plicul pentru votat, m-am întors acasă și am zis, ok, hai să mă pun să aplic pentru settled status. Eu aveam deja aplic settled status, însă era primit să-mi plite settled status în 2019. Am vrut să mă asigur că la trecerea din 2019 în 2020 să nu am probleme și am zis, ok, știam că puteam să aplic pentru settled status în 2020, dar am vrut să mă asigur că cumva sunt protejat. Știind de faptul că Home Office face tot felul de modificări din astea aiure legate de drepturile cetățenilor UE în UK, am zis, ok, hai că mi-au settled status în 2019. Și atunci am calculat și în mod normal aș fi putut lua settled status în iulie 2020. Pentru că se calculează 5 ani cu o lună înainte de luna în care aplici tu pentru settled status. Dar se pare că pe la începutul anului 2020 Home Office a schimbat metoda de calcul a Permanent Residency, cum se calculează absențele alea și cum calculează aia 5 ani de zile pentru rezidența aia continuă. În mod normal, conform regulamentelor UE, se consideră anii pe anii efectivi, adică 2015, 16, 17, 18, 19, 20, etc., cum vrei tu mai departe. În schimb, ce a făcut UK a fost să schimbe puțin matematica și a zis, ok, trebuie să ai grijă să nu ai mai mult de 6 luni de zile cumulate în oricare 12 luni de zile, în oricare interval de 12 luni de zile, între data aplicării și 5 ani de zile în trecut, în timp. Și asta schimbă puțin tel matematică. Pentru că, de exemplu, dacă în 2015 ai avut 4 luni de zile lipsite spre final de an și în 2016 ai avut din nou, să zicem, a trecut ianuarie și februarie, dar din martie încolo ai stat vreo 3 luni sau 4 luni de zile plecat în România sau în afara UK-ului, asta zice că în intervalul de 12 luni de zile din, să zicem, iulie 2015 până în iulie 2016, tu ai depășit termenul ăla de 6 luni de zile permis pe o perioadă de 12 luni. În loc să ia în calcul pe an, adică aveai 4 luni în 2015, e ok. Ai alte
3 luni de zile la început de an 2016, ok, nu trebuie să te încurce cu chestiile astea, conform calculelor făcute de Uniunea Europeană. În schimb, UK a schimbat calculul și schimbând calculul, asta înseamnă că ție ți se reseta timerul pentru anul respectiv, practic pentru primul an venit, pentru că îți calcula de la un an la altul ce absență ai avut în timp de 12 luni de zile. Și asta poți să spui că e un edge case, e un caz limită, dar problema în toată afacerea asta este că sunt șanse mari că foarte mulți oameni să fie prinși în matematica asta. Iar metoda de calcul a fost schimbată la începutul lui 2020. Înainte de 2020 se calcula pe an direct. 6 luni de zile din 2015, 6 luni de zile din 2016 și așa mai departe. Nu că aș fi avut eu multe luni plecate. Eu cred că n-am avut 6 luni de zile în 5 ani de zile plecați. Cred că nici n-am avut 3 luni în total, ceva de genul ăsta. Dar asta m-a obligat pe mine să-mi recalculez, ok, dacă ăștia au modificat matematica, înseamnă că eu pot să aplic pentru settled status abia din ianuarie 2020. Și până la urmă, după ce am făcut un calcul, am zis, ok, pot să aplic totuși din noiembrie și iese bine. Și am aplicat pe data de 14 noiembrie, adică într-o sâmbătă, și am primit detaliile luni, prin care mi s-a spus că într-adevăr am settled status. Settled status înseamnă rezidență permanentă. Și în termenii britanici este indefinite leave to remain. Și pot să stau, să muncesc, să trăiesc, să locuiesc, să mă folosesc de beneficii în UK, la fel ca oricare alt cetățean, ca oricare cetățean britanic de aici. Cu condiția ca eu să nu lipsesc din UK mai mult de 5 ani. Dacă depășești acei 5 ani de zile, atunci va trebui să aplici pentru viză ca să vii înapoi. Și trebuie să treci din nou printr-un întreg sistem ca să ajungi la settled status și așa mai departe. Așa că, normal, ca să nu ai probleme de genul ăsta, bineînțeles că va trebui, nu în 2021, ci în 2022, să aplic pentru cetățenie. Ca să nu mă, să nu mă trezesc că am la un moment dat probleme. Să zicem că îmi vine ideea să plec din UK, mă duc în Canada X ani de zile. Să mă pot întoarce în UK foarte bine, fără să trebuiască să mai trec printr-un mare proces din asta în care să trebuiască să stau pentru settled status, să am viză și așa mai departe. Așa că un mare hop în ceea ce privește viața mea de imigrant este să iau cetățenia într-un an și ceva de acum încolo. Mai am de dat un examen de limba engleză și, bineînțeles, ce mai trebuie să fac, să dau Life in UK test și eventual să mai plătesc cât? 1600-1700 de lire pentru aplicarea la cetățenia britanică. Ceea ce trebuie înțeles este că aplicarea la cetățenia britanică și cetățenia britanică nu este un drept. Ok, tu respecti condițiile, dar există oricând șansa ca Home Office să-ți refuze cetățenia. Și, bineînțeles, în majoritatea cazurilor, 99,99%, odată ce ai respectat condițiile astea, este ok. Vei fi acceptat, vei merge mai departe. Dar Home Office își rezervă dreptul să-ți refuze cetățenia pentru orice fel de motiv și nu trebuie să se justifice înaintea ta. Asta ca să știi că e ideea. Oricum, ideea... Acum întrebarea vine, ok, cum de ai primit settled status așa de repede, la 2 zile de la aplicare? Și asta ține de faptul că am lucrat cu contact încă din, să zicem, a doua lună de când m-am mutat în UK. Am venit în UK pe 12 octombrie și pe 1 decembrie deja lucram la o firmă britanică. Și lucrând aici la o firmă britanică, bineînțeles că am avut grijă să am contact de muncă plătit, și am avut grijă să-mi fac cont la HMRC, Her Majesty's Revenue and Customs, am o aplicație prin care îmi verific toate impozitele plătite de firma respectivă în contul meu pe National Insurance Number-ul pe care l-am eu, pe CNP-ul meu efectiv. Și după ce am reușit să verific toate chestiile astea, m-am asigurat că, într-adevăr, taxele sunt plătite și că sunt eu în sistemul digital al Marii Britanii. Pentru că nu știam că vor face asta cu settled status și verificarea, dar știam că, în orice caz, atunci când vor vrea să facă verificări automate, le va fi mult mai ușor să demonstreze efectiv că eu am fost rezident legal din 2015 până acum. Și atunci când au verificat cu aplicația și am dat National Insurance Number, s-au conectat cu HMRC și au văzut că, într-adevăr, am minim 5 ani de zile locuiți și plătiți aici,
cu taxe și ce vrei tu, și atunci, tocmai de aceea, am primit setul status la 2 zile distanță. Dacă nu era problema cu COVID-ul și alte chestii și aplicam în timpul săptămânii, au fost situații în care oamenii au primit setul status în termen de câteva ore, jumătate de oră, o oră, două, ceva de genul ăsta. Dar cum e cu COVID-ul și alte chestii, a durat puțin mai mult. Oricum, am avut grijă să-mi calculez toate treburile și să mă asigur că lucrez legal și că sunt acoperit din punct de vedere legal și cu taxele, pentru că, bineînțeles, mai devreme sau mai târziu voi avea nevoie de acele detalii. Și uite cum, în momentul de față am settled status, dar, bineînțeles, asta este doar o situație temporară, pentru că nu este ok să te lași în settled status, ci trebuie mai degrabă să te duci să continui procesul până când îți iei cetățenie, dacă vrei să ai protecție cu adevărat. Chiar acum mă gândeam și ca o paranoie din asta enormă de-a mea, ce-am făcut? Fiecare fluturaș de salariu mi l-am printat pe foaie. Am avut grijă ca în caz că trebuie să demonstrez pe unde stau, am avut contactele de închiriere, am contact de telefonie mobilă, am contactele de muncă, bineînțeles printate și puse deoparte, am contact de curent electric, de gaz, de ce alte chestii, de internet și bineînțeles aveam și asta de la Council Tax, când plăteam Council Tax, când eram în Isle of Dogs și bineînțeles am fluturat și de muncă toți printați, cât 60 de foi printate în care se vede salariul meu și National Insurance și numele meu și adresa mea și tot ce vrei tu. Toate astea pregătite ca să mă asigur, în caz că am nevoie să furnizez ceva detalii, să le pot da. Bineînțeles, flutura și am și în format PDF, să-i pot urca repede pe site-urile UK dacă vor și așa mai departe. Dar mi-am pregătit asta în paranoia mea cea mare, pentru că vorba aia, știi cum este, morții se îngroapă în pământ, iar vii se îngroapă în acte, efectiv. Și tocmai de aceea am avut grijă și am grijă în continuare să am și protecție pe nivel de acte fizice. Și când m-am mutat aici ca să-mi ușurez puțin viața, mi-am transferat sau convertit permisul de conducere de România în permis de conducere de UK. În așa fel încât când mă întreabă, când e nevoie să-mi prezint un act de identitate pe undeva, cum e bancă sau în alte părți, ok, permisul de conducere, în UK permisul de conducere și pașaportul sunt considerate acte de identitate, așa că am și permisul de conducere la nevoie, vorba aia, te acoperi cu acte cât poți tu de mult. Hai că am vorbit destul de mult de settled status, hai să mergem la partea de COVID-19, că ziceam la un moment dat că sunt ceva sfaturi bunicele. Și un alt sfat bun este următorul. UK a asigurat un total de 355 de milioane de doze de vaccin. Gândește-te, 355 de milioane de doze la o populație de 60 de milioane, asta ar veni teoretic vreo 4 doze de fiecare, de la vreo 5-6 firme diferite, cum ar fi. Și, de exemplu, UK a cumpărat de curând 5 milioane de doze de la Moderna. Moderna, ci că au, pe lângă cei de la Pfizer, au tot așa o eficacitate de peste 90% și, normal că UK a sărit în bandwagon, cum se spune, a sărit în căruță și a zis, ok, vrem și noi 5 milioane de doze și mai cumpărăm altele. Și până în momentul de față, într-adevăr, UK-ul are rezervate 355 de milioane de doze. Asta înseamnă 4 pentru fiecare om. Bineînțeles că vor fi câte 2 doze de fiecare om de la Pfizer, care vor fi date oamenilor din azilurile de bătrâni, personalului din medical, militar, poliție și așa mai departe și undeva prin vara anului viitor oamenii vor putea primi vaccin anti-COVID prin GP, mi se pare, prin medicul de familie. Situația este că sunt șanse mari ca toate vaccinurile astea să fie disponibile contra cost prin farmacii. Cine e dispus să plătească un ban în plus, ce știu, 50 de lire, 100 de lire, 150 de lire, se va putea duce și va, eventual prin februarie-martie încolo, se poate duce să facă vaccin pe banii lui. Ori de nu, va aștepta după GP prin vara-toamna anului viitor. Ideea este că 2021, deși se prezice că va fi un an economic foarte rău, ceea ce e adevărat, pe de altă parte va veni cu speranța acelui vaccin.
toată lumea zicea, ok, vor scoate ăștia repede un vaccin. Nu, un vaccin îl scoți într-un an, un an jumate cel puțin, mai ales că trebuie distribuit. Și cumva noi suntem foarte privilegiați fiind în UK, pentru că UK a investit o tonă de bani în cercetarea asta cu coronavirusul și a și plătit deja pentru foarte multe doze de vaccin. Și fiind în UK, într-adevăr, ai privilegiul de a avea acces la cele doze de vaccin. Vom tăi și vom vedea cum va fi, dar important este că avem un vaccin. Vine vaccinul. Hai să vedem mai departe. Începe să apară tot mai multe știri în domeniul ăsta cu coronavirus, în care ți se spune hands, face, space and ventilate. Practic, începe să se admită în public faptul că, într-adevăr, coronavirusul se transmite prin aerosol și trebuie să fie în locuri perfect ventilate. Dacă sunt oameni bolnavi, deschizi geamurile să se ventileze zonele respective. O chestiune despre care am vorbit noi mai de mult. Un alt lucru, iarăși foarte interesant, este platforma opensafely.org, ci că oferă acces la datele a 24 de milioane de pacienți din UK în sediul său pentru cercetare. Te duci ca cercetător la sediul OpenSafely și ai acces la 24 de milioane de pacienți la datele lor și atunci poți face niște cercetări, prelucrare pe bază de algoritmi și programe prin care poți să-ți dai seama dacă există anumite cauze sau corelări legate de tot felul de tratamente. Și OpenSafely te ajută să obții detaliile astea într-o zi, două, față de săptămâni întregi, pe cum se făceau în alte situații. Iar datele respective sunt pseudonimizate în platforma OpenSafely, adică se știu de date, ok, pacientul X a avut problema XYZ, dar nu se știe cine e pacient, acel pacient X. Înțelegi? Și atunci e foarte bine că se pot face cercetări din asta pe grupuri mari, să se vadă dacă există lucruri comune între unii sau alții. Mergem mai departe. Ce am aflat e că 140.000 de britanici nu pot merge la operații normale pentru că NHS se poate să aibă grijă de bolnavii de COVID și va fi din ce în ce mai rău pe măsură ce va trece timpul. Și a ajuns mai rău pentru că, de exemplu, UK este singura țară din Europa în momentul de față care a trecut de 50.000 de oameni morți. Cei mai mulți, bineînțeles, bătrâni. Dar asta nu scuză. Bineînțeles, cei mai mulți dintre bătrâni puteau fi atacați și de, să zicem, gripa sezonieră, ca să zicem așa. Dar asta nu este scuză. 50.000 de oameni înseamnă un număr enorm de mare și trebuie ținut cont de faptul că încă n-a început bine iarna. Și vom trăi și vom vedea cum vom mai fi în continuare. Sperăm să nu fie foarte mulți oameni bolnavi de acum încolo și să se protejeze. Așadar, că și așa suntem la prima secțiune a podcastului, ai grijă să te ferești de zonele în care sunt oameni, ține cont de faptul că chiar dacă ai avut odată coronavirus anul ăsta, nu ești protejat, te poți reinfecta, au început să apară tot mai multe informații de genul ăsta, te poți reinfecta, așa că ține-te departe de oameni și ai grijă în perioada asta și să sperăm să ne auzim bine pe săptămâna viitoare. Așadar, pentru cei de la Radio Punct, pa și ne mai auzim. Cine vrea să asculte mai departe restul podcastului, să nu intre, să intre pe radio pe manelcheța.com. Și bine că am revenit din pauza mea de cafea. Am avut nevoie de puțin energie, ca să zic așa. Mai ales că podcastul ăsta vine imediat după podcastul de Tehnocultura, care este o oră și jumătate și vine după vreo 6 ore de ședințe, aproape în continuu, cu pauză de masă între, în care vorba aia. De la un om care obosește foarte repede să vorbească o jumătate de oră, am ajuns să vorbesc în zilele de marți, undeva la 6, 8, 10 ore, nu în continuu, dar pe bucățele. Cred că încep să devin puțin mai radiofonic și radiofil și așa mai departe, mai obișnuit cu vorbitul ăsta mult, deși este, să zicem, obositor. Aș putea gândi că fac flotări în timpul ăsta, în timp ce vorbesc. Și uite-te, întorcându-mă înapoi la podcasting, am văzut o veste foarte faină de la cei de la Podbean. Ziceau că poți să ai mai multe podcasturi sub același cont. Înainte, când foloseam platforma asta Podbean, trebuia să, pentru fiecare podcast, trebuia să ai o adresă nouă de e-mail, să-ți faci un cont nou. Se pare că au descoperit cei de la Podbean că oamenii nu își fac numai un singur podcast, fac mai multe podcasturi, cum sunt eu.
e podcastul Un Român în Londra pe care îl fac singur și mai e podcastul Tehnocultura pe care îl fac cu Vlad Bănică de la Diaspora Cast. Și ar fi bine ca ambele podcasturi să aibă fiecare URL-ul său, dar în schimb să fie trecute sub același cont, sub aceeași adresă de e-mail și așa mai departe. În momentul de față plătesc pentru două conturi. Acum nu știu ce s-ar întâmpla dacă reușesc să le unesc pe cele două, plătesc mai unul sau ceva, nu e mare lucru. Pentru că pentru fiecare cont este undeva pe la vreo 10 lire pe lună și este un ban bine plătit, bine investit. Într-un fel este cadoul meu sau modul în care eu fac, să zicem, donație către comunitate. Plătesc spațiul pe hosting, petrec timp învățând și citind și informându-mă și, bineînțeles, petrec timp făcând acest podcast pro bono. N-am nici sponsorizări, nici nu câștig bani cu chestia asta, dar îmi place să transmit informațiile și uite că săptămâna de săptămână 50 de oameni, jumătate din România, jumătate din lume, vin și ascultă podcastul de față și mă bucur și le mulțumesc. Pentru că la început erau doar 2-3 oameni. Eu și încă vreo 2 prieteni de mei ce ascultau podcastul ăsta. Acum suntem puțin mai mulți. Și bineînțeles, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Și adevărul este că la un moment dat am fost plăcut impresionat de faptul că jumătate din ascultătorii de podcast Un Român în Londra vin de fapt din România. Și se vede clar interesul oamenilor de a afla cu bune și cu rele cum este viața în străinătate și ce experiență are un om oarecare ca mine legată de viața în străinătate, ideea de imigrație, de acomodare, de integrare la societatea asta. Eu sunt departe de a fi integrat pentru că, de exemplu, n-am obiceiul ăsta a tot prezent al britanicilor de a merge joia și vinerea la puburi. Încă nu s-a prins de mine treaba asta și, în principiu, aș spera să nu se prindă. Dar, oricum, învăț și limba engleză, învăț despre obiceiuri, învăț numele locurilor, învăț să vorbesc cum trebuie și, bineînțeles, văd și de bune și de rele și raportez și bune și rele. De ce? Pentru că cred în continuare că trebuie să ai o imagine echilibrată, să nu trăiești într-un fel de imagine sau într-un sferă din asta idilică legată de viața din sănătate. Când mergi în sănătate și știi că sunt X lucruri bune, X lucruri rele, faci o sumă și la final descoperi că sunt mai multe lucruri bune pentru care merită să fii în sănătate, atunci știi că decât că ți-ai format o părere, o opinie și ai înțeles cum e treaba. Și bineînțeles, vorbesc de chestiunile astea, pe de o parte ca să fac o comparație cu viața din România și pe de o altă parte ca să ajut oamenii din România să înțeleagă cum e viața în sănătate și bineînțeles ce lucruri bune se pot aplica în România, plus ce lucruri rele va paște România în viitor pe măsură ce, să zicem, banii, să zicem, avuția României crește, imigrația crește și atunci multe alte, odată cu chestia asta, cu câștigul de bani și cu imigrație și așa mai departe, o să vezi că responsabilitățile cresc și, bineînțeles, și România începe să devină mai un membru mai de bază a Uniunii Europene și așa mai departe, pe măsură ce se duce din țară de rang 2, poate spre rang 1. Bine, discutăm de decenii. Nu te aștepta de pe o zi pe alta, dar discutăm de mișcări care se fac în decenii, dar mă bucur că există oameni din România care ascultă ceea ce zic și, bineînțeles, poate și pun în aplicare. Legat de pus în aplicare, uite că la limba engleză avem o singură chestie și anume, cum să te prezinți când cunoști pe cineva nou. Și este făcut de către cea de la M English, e Emma, o cheamă Emma, e din Australia, ea face tot felul de materiale din asta legate de limba engleză. Și atunci a făcut și un material în care zice, ok, cum te prezinți când cunoști pe cineva nou? Și atunci spui, I am, I do, I work, bla bla bla. Sau la un moment dat zici și ceva de genul, pentru ce? Ah, dar cred că am pus prepoziții greșite. Lol, am pus greșit, am pus un alt link. În fine, o să descoper să fac. În principiu, când te prezinți, când cunoști pe cineva nou, spui my name is, I am, sau I work at, I work with, și așa mai departe. Ca obicei în lumea britanică, nu este chiar așa de ok să zici nice to meet you.
pentru că britanicii încă nu te-au cunoscut și atunci e greu pentru ei să zică nice to meet you. So, așa că cel mai bine când saluți oamenii spui heya, hi or hello, chestii din astea, după care spui I am, I do, whatever, bla bla bla, dar nice to meet you e mai mult o chestie americană. Și când stai în UK o să descoperi foarte multe chestiuni și în maniera de a vorbi și în maniera de a se exprima, în maniera de a scrie. Poți să-ți dai seama care e diferența între un englez și un britanic uitându-te la un singur cuvânt la un moment dat, știi? De exemplu, zici centralize, a centraliza. Englezi, americanii scriu centralize, acel ze la final, centralize, scriu cu ze. Englezii îl scriu, britanicii îl scriu cu ze, centralize. Și la fel, americanii spun center și se scrie center, știi? Dar britanicii scriu center, zic center, dar se scrie centre, la fel cum s-ar exprima în limba franceză, centre, știi, ceva de genul ăsta. Și atunci o să-ți dai seama că limba engleză britanică este nițel diferită de cea americană. Și citind un singur cuvânt, o singură frază, îți dai seama dacă omul care a scris textul respectiv este american ori englez. Ori poți să spui este altă țară vorbitoare de limba engleză versus britanic. Și sunt niște detalii de finețe pe care la un moment dat le poți prinde. Mi se pare că la un moment dat cineva și-a falsificat o diplomă ca fiind din Marea Britanie și când s-a uitat un academic la diploma respectivă, a văzut că diploma aia falsă, spunându-se că e de la Oxford, ce vrei tu, avea text care se folosea în limba engleză americană. Și atunci și-au dat seama că e fraudă, l-au prins pe individ, l-au băgat la închisoare și așa mai departe. Așa că oamenii trebuie să țină cont, indiferent de situație, de faptul că engleza americană este diferită de engleza britanică. Și într-un fel, pe măsură ce stau mai mult aici, devin mult mai mai fan al englezei britanice, dar nu engleza britanică stil Cockney, asta vorbită pe la de către cei de working class, prefer alealtă vorbită de middle class. Și pentru că e o exprimare mai soft, este mai simpatică, este mai politicoasă, este mai interesantă. Engleza vorbită de working class e destul de directă și se aseamănă foarte mult cu engleza românească, bineînțeles cu tonalitate cumva britanică. Engleza românească, cu stilul de vorbire a românilor, da? Nu engleza românească. Da, poți să zici și româneză, nu contează. Dar stilul este puțin diferit. Nu discutăm de higher class posh, pentru că nu ne învârtim în cercurile alea. Dar am în jurul meu middle class, vorbesc într-un fel, se exprimă, au o anumită manieră și îmi place foarte mult. Working class, lower class, au alt mod de a vorbi, alt dialect și toate cele. Și nu sunt mare fan. Și plus să nu uităm că în Londra există mai multe dialecte și îți dai seama, în funcție de cartierele din care provin oamenii, îți dai seama cam ce mod de a discuta. Mai ales în anumite cartiere mai sărace, de obicei în cartierele care au origine din asta, ce știu, jamaicană, caribeană, toate cele. Bineînțeles, discutăm aici unde sunt cartierele de negri. Au un mod specific de a vorbi în limba engleză. Și mi se pare că se aseamănă foarte mult cu limba, cu creola din zona Caraibelor. Creola fiind o limbă engleză combinată cu cuvinte și accente, să zicem, africane, băștinașe, jamaica și așa mai departe. Și când vorbesc cu oamenii aia, e foarte greu să-i înțelegi, deși vorbesc limba engleză și o vorbesc cumva cu jumătate de gură, știi? Foarte interesant să-i asculți vorbind. Dar în continuare, cum am zis, eu sunt mai degrabă fan middle class English. Sau mai degrabă, engleze ce se vorbește la BBC, Received Pronunciation, care e doar 3% din oameni. Bineînțeles și BBC-ul a început să accepte acum mai multe tipuri de accente în studiourile lor, dar în principiu engleza vorbită la BBC e oarecum și aia vorbită de middle class. Acum, după ce mi-am trădat aspirațiile mele de middle class, pot să mă duc mai departe să-mi văd de viață, nu? Mergem mai departe, uite, la viața în străinătate. Ci că aici, la viața în străinătate, pun de obicei chestiuni de vizită, chestii care te pot distra, dar nu numai. De exemplu, am aflat de curând, uite, de la Sandra, Viața în UK, este un canal de YouTube. Ea a povestit în acel canal de YouTube de ce a preferat să meargă în România, să nască în România. Era supărată de faptul că
la, cum îi zice, de faptul că în orașul în care era ea, doctorii nu îi dădeau atenția potrivită la care se aștepta și la orice fel de probleme, doctorii recomandă paracetamol. Și adevărul e că am întâlnit și eu și alți prieteni mei situația în care te duci la GP, spui că ai o problemă, îți dă paracetamol pentru tot felul de chestiuni. Și am luat paracetamolul și să știi că merge. Adică în cazul meu, am luat paracetamolul, s-a ameliorat situația, a mers mai departe. În cazul în care iei paracetamol și nu se ameliorează, te întorci la GP și, bineînțeles, după ce te-ai întors la GP, îi spui, domnule, am luat, nu rezolvă, dăm trimitere și așa mai departe. Bine, de cele mai multe ori, dacă e o problemă suficient de mare, eu nu mai aștept după GP, că la GP, la medicul de familie, general practitioner, trebuie să stai nu știu câte zile, săptămâni câteodată să ajungi la ei la o programare. Așa că mă duc direct la Urgent Care Center, fiind în Londra. Unul dintre Urgent Care Centers cele mai mișto este la Guy's Hospital lângă London Bridge, care e chiar la Shard. La 2 metri de Shard este Guy's Hospital și te duci la Urgent Care Center acolo și te primește fără trimitere, fără nimic. Spui, domnule, uite, am o urgență. De obicei te întreabă, măi, te afectează în așa fel încât nu poți să-ți faci munca, să nu poți să-ți duci viața de zi cu zi așa cum este normal, și în principiu dacă spui da, atunci se vor uita destul de repede la tine să vadă dacă nu sunt probleme destul de mari. Bun, și atunci i-a avut motivele ei pentru care Sandra să fie supărată pe doctorii din orășelul care stă ea și a plecat să nască în România. Mergem mai departe. Am o secțiune de Brexit, ci că ce înseamnă Continuous Qualifying Period of Residency, l-am povestit deja în prima parte, și The Immigration Act 2020 este oficial. Practic, când a fost dat? Acum vreo 6 zile, ceva de genul ăsta, a fost promulgat, să zicem, Immigration Act 2020, sau Legea Imigrării în 2020, prin care se încheie în mod oficial dreptul de liberă trecere în UK. Game over, singurii care mai pot veni să liniștiți aici sunt de fapt oamenii care au pre-settled status or settled status. Dar de la anul încolo o să ai voie să vii în UK doar cu, poți să vii, mi se pare, cu pașaportul și ai dreptul de vizită și atât, dar nu o să ai dreptul de locuit și de muncit și de învățat aici decât dacă îți face o viză. Și chestia asta se va aplica de la anul încolo și iese în mod oficial legea imigrării 2020, este oficială și e bye-bye UE. Bun, mergem mai departe. Poze. Dacă te înscrii la Ion Visits pe YouTube, el pune tot fel de poze din astea interesante din când în când, dar nu numai el. Există mai multe conturi. De exemplu, Ion Visits a pus la un moment dat o poză cu Tower Bridge în 1894, când încă se construia Tower Bridge. Foarte interesant. Poză din asta alb-negru. Îmi place să mă uit la poze din astea vechi pentru că învăț niște chestii. Sau o poză cu St. Pancras Station, stația St. Pancras în 1941, când a fost distrusă de o bombă la un moment dat. Sau o altă poză făcută, publicată de cei de la Transport for London, unde vezi St. Paul's, Catedrala St. Paul's, dar să-mi dau seama din ce direcție, da, o vezi dinspre Gherkin și te uiți către vest, da, ceva de genul ăsta. Și e foarte interesant să văd măcar Londra din poze și de-a lungul timpului. Ok, altă chestie interesantă, nu ține neapărat de viața în sănătate, dar ține neapărat de viața în sănătate faptul că prietenul meu, Dumitru Șușu, nu este aici și nu își prezintă galeria de artă în UK. El, Dumitru Șușu, este brașovean, este artist, pictor în principal, dar este și sculptor și a publicat de curând pe pagina lui de Facebook vreo 45 de pagini, 45 de imagini cu picturile lui în mai multe stiluri. Foarte interesant. Cum am mai spus și pe aici, nu sunt apreciator de artă, ce pot să apreciez în schimb, e munca probabil. Eu pictor nu sunt, nu m-aș pricepe să desenez chestiile pe care le face el,
le facem mai multe stiluri, câteodată sunt portrete cu cât se poate de multe detalii, alte ori sunt chestiuni în stil linii de astea, așa. Oricum, omul este artist și m-aș fi bucurat ca la un moment dat să-și prezinte și el lucrările în Londra. Am căutat la un moment dat galerii unde să-și prezinte și el. Au spus oamenii că mă sună înapoi, nu m-au mai sunat nimic, va trebui să caut mai mult dacă vreau să îl văd pe Dumitru Șușu în Londra, pentru că, bineînțeles, ar fi un loc foarte fain pentru el să-și prezinte lucrurile pe aici. Bun, mergem mai departe la viața în sănătate. Ce am aflat este că, deși în UK, în mod normal, nu se dă 10% bacșiș din asta pentru cei care îți aduc deliveries, mai nou a apărut moda în care, într-adevăr, mai ales că e coronavirusul și este greu, nu este rău să dai și tu un 10% pentru un delivery driver pentru că ți-aduce mâncarea. Și este o idee bună dacă o să primesc, o să fac comenzi online, deși nu prea fac, să nu uit să dau și un 10% pentru că oamenii au o viață foarte grea. De curând, uite-te, am descoperit un cont de Twitter foarte fain și contul ăla de Twitter se numește Romanians Abroad. Au vreo 900 de followers, 710 oameni, ei urmăresc 710 oameni. Și atunci Romanians Abroad promovează tot felul de români care lucrează, fie în medii academice, inginerești, proiecte, ONG-uri, ce vrei tu mai departe, în lucruri, să zicem, destul de bune și nu numai. Și vorbește și de oamenii simpli care lucrează la muncii de supermarket, ce vrei tu mai departe. Atunci, Romanians Abroad este un cont foarte mișto care promovează românii din sănătate. Bun, apropo de promovat români, Tessa Dunlop a făcut un nou video numit Constantin Brâncuș, vorbește despre Constantin Brâncuș în seria ei numită Who is Romania? Și adevărul este că în ultimii ani de zile am primit lecții de istorie de la Istoria pe Șleau de pe YouTube și de la Who is Romania de la Tessa Dunlop. Mai e podcastul de istorie din România, dar la un moment dat m-am oprit din ascultat pentru că vorbea foarte mult de chestiunile din Imperiul Roman și eu vreau să ajung odată la istoria României și atunci n-am mai ascultat de ei. Așa că istoria mea iau de la Tessa Dunlop mai nou și ea este britanică, istoric britanic, foarte pasionată de România, așa că de fiecare dată când are ocazia face un filmuleț nou în care într-adevăr promovează România, așa că îi mulțumim. Mergem mai departe. Explorează City of London. A Lady in London a făcut un filmuleț nou, tot așa de vreo 5 minute, în care explică zone de vizitate în City of London. Bineînțeles, clădiri, străzi, restaurante, pub-uri și așa mai departe. De ce nu urmărește noul film legat de City of London? Și cam cu atât de viața în străinătate. Ca o concluzie generală, viața în străinătate este și cum ți-o faci și cum o primești. E o combinație din asta, să zicem, mai mult sau mai puțin fericită. Și sunt destul de mulți oameni care au nimerit un loz negativ, ca să zic așa, legat de viața în străinătate, mai ales că nu știi limba. Un lucru important pe care întotdeauna îl atrag atenția, măi, învață măcar limba, și nu te du pe chestii de relații, de prietenie sau ceva. Caută să te duci pe canale din astea cât se poate de oficiale și la firme care nu ți-au actele. Când cineva, cu orice fel de firmă vrei să colaborezi, dacă firma aia vrea să ți-a actele, să le ține ei, atunci e clar că de firma aia trebuie să te ferești, pentru că sunt șanse foarte mari că ăia sunt niște șarlatani și mafioți. Hai să lăsăm șarlatanii și mafioții să discutăm despre actualitatea britanică și londoneză. Cred că, într-un fel, dacă ar fi ascultător de la ProTV aici, ProTV, antene și alte televiziuni și ziare, ceea ce pune un show nos pe aici este un rezumat foarte bun pe săptămâna care a trecut și, bineînțeles, ceea ce vorbesc eu în podcast este un rezumat bunicel pentru ce se mai întâmplă în Londra în perioada asta. Și e bine că, în felul ăsta, prezint un punct de vedere, să zicem, relativ echilibrat și cu bune și cu rele, ce vrei tu pe acolo, este o viață
în UK, în principiu, nu sunt lucruri de care să te plângi și asta este motivul pentru care vreau să și rămân în UK. Aveam o discuție la un moment dat cu maica mea și a spunea că, băi, dacă nu merg treburile, ia-ți o garsonieră în România ca să ai unde să te întorci. La care i-am spus, zic, nu o să-mi iau o garsonieră în România și dacă lucrurile nu merg, atunci prefer să dorm în copaci în UK, în Londra, decât să mă întorc în România. Pentru că ăsta e un lucru pe care mulți nu prea îl înțeleg. Odată ce ai plecat din țară, odată ce ai făcut mișcarea asta, chiar dacă te întorci în România pentru 1, 2, 3 ani de zile, la un moment dat tot o să vrei să pleci. Te-ai învățat deja și te-ai asimilat cumva cadrului de nomazi, ca să zic așa, și îi văd pe foarte mulți oameni, ok, și-au luat apartament, stau în România, dar sunt mai mult ca sigur că oamenii ăia stau cu oace în tălpi, pentru că vor dori să plece din nou undeva peste hotare. Odată ce ți-ai refăcut mintea în felul ăsta, o să vrei să pleci din nou, să te duci învârtindu-te. Și atunci eu scurt-circuitez procesul, zic, mă, pentru că știu că oricum o să vreau să plec din nou, mai bine nu mă întorc. Și așa îmi văd liniștit de viața mea. Bineînțeles, mai vizitez România, faptul că fac podcastul în limba română, scriu în limba română, ajut în continuare oameni din România, comunitatea din România și așa mai departe. Și cu asta mergem și noi mai departe. Bun, actualitatea britanică și londoneză. Am aflat de curând că teroristul de la Reading, de lângă Londra, Kairi Sadala, da, a recunoscut că a omorât 3 oameni. Și da, terorismul este un spectru, hai să zicem, nu normal, dar este un spectru de așteptat, mai ales în orașele foarte mari și mai ales în orașe gen Londra. Bun, mergem mai departe, o știre acum pozitivă, avem așa, avem combinații, știi? Una bună, una rea, una bună, una rea. Dar sunt pe diferite nivele. Chiar dacă Londra are riscul de terorism, tot o să prefer să stai în Londra. Cu oricine vorbești în Londra, toată lumea zice, da, sunt atacuri teroriste, facem cumva să ne ferim pe cât putem, dar asta nu o să ne sperie pe noi să stăm în Londra. Și cum am povestit de multe ori, e un cuvânt mare. Londra se traduce într-un cuvânt numit oportunitate și asta e motivul pentru care oamenii s-au pe aici. Ce am aflat? Cargo, o mașină electrică automată creată de cei de la Academy of Robotics, își face munca pe străzile din districtul Hounslow din Londra. Hounslow mi se pare că undeva prin nordul Londrei și Cargo, K-A-R-L-I-N-U-T-E-G-O, Cargo este o mașină automată. Bineînțeles, are un om în ea în momentul de față, dar deocamdată mașina asta automată duce pachete într-o parte în alta și este chiar pe străzile din Hounslow în Londra. Singurul loc din lume în care se mai fac pe străzi cu oameni cu mașini pe străzi în care se fac teste din astea automate mai este San Francisco. Și uite-te că o chestiune similară se întâmplă și în Londra. Asta înseamnă că Londra și UK sunt într-adevăr chiar la fruntea, cum zic ăștia, chiar la fruntea tehnologiei astea legată de mașini și automatizare și AI și ce vrei tu. Și mie îmi cam pare rău că e pe perioada asta cu coronavirusul, pentru că m-aș fi dus și eu să văd unde se plimbă mașinile alea în mod automat prin Londra. Guess what? În 2022, regina Elisabeta II a Angliei, a Marii Britanii, pardon, a Regatului Unit, pardon, va sărbători jubileul de platină. Jubileul de platină înseamnă că are 70 de ani de zile de domnie. Și din ce am înțeles deja, regina Elisabeta II este singurul monarh din lume care a domnit atât de mult, adică 68 de ani de zile. A fost pe tron 68 de ani de zile, mai mult decât oricare alt domnitor de pe planeta asta în ultimii, ce știu, 1000 de ani, ceva de genul ăsta. Și uită-te că în 2022 se va sărbători jubileul de platină, 70 de ani de domnie, și va fi o zi extra de vacanță în perioada respectivă. Mai primim un bank holiday. Așa zic și eu, sărbătorim cu toții. Bun. Dincolo de sărbătorire, uite că aflăm că la un moment dat, o tanti pe numele ei Lucy Letby este acuzată de uciderea a 8 nou-născuți la spitalul Countess of Chester Hospital. Și este foarte curioasă treaba că nu mă așteptam să existe asemenea cazuri astea extreme de oameni
dar se pare că există. Au ceva detalii, mai multe detalii n-au dat cei de la poliție, doar că au arestat-o pentru că este acuzată de uciderea a X nou născuți. Nu știu, neglijență sau alte chestii, n-au nicio idee. Dar, din păcate, chestii de genul ăsta se întâmplă și chestii și de incompetență se întâmplă prin anumite locuri. Ce îmi place aici este că este un mediu mai transparent și reușești să, la un moment dat, să scoți la iveală tot felul de lucruri de genul ăsta. Mergem mai departe. Ce am aflat de curând este că Biden, președintele ales american, pune presiune pe Johnson să facă un târg cu UE. Și adevărul e că din tot ce înseamnă 2020, Trump și Johnson par a fi doi oameni care au pierdut foarte mult. Guess what? Pe lângă faptul că are loc Brexit-ul și e coronavirusul și e criza economică, UE este lovit de o criză aviară. E gripa aviară. Gripa asta aviară a lovit UK-ul și virusul este H5N8. Și de ce se sperie oamenii de gripa aviară? Pentru că gripa aviară poate să treacă și la oameni și se pot îmbolnăvi și muri și așa mai departe. Așa că avem patru plăgi de astea mari. E Brexitul, e coronavirusul, e spectrul ăsta economic, este și gripa aviară care a lovit acum UK în perioada asta, H5N8. Chestie foarte, să zicem, foarte ok care s-a întâmplat în ultima perioadă. Dominic Raab, Foreign Secretary, cred că e ministrul de externe, a luat China la rost pentru că China nu respectă tratatul de renunțare la Hong Kong. Practic, prin tratatul respectiv era vorba ca Hong Kongul să rămână o regiune autonomă și semidemocrată, ceva de genul ăsta. Dar nu te poți gândi că faci un târg cu comuniștii și comuniștii să-și țină ei, să zicem, partea. Așa că Dominic Raab a luat la rost China și nu știu dacă vor urma și sancțiuni pe chestia asta. Apropo de sancțiuni, Dominic Cummings, cel care a făcut câteva călătorii în lockdown, s-a dus în tot felul de locuri și a prezentat scuze în alea foarte jenante, până la urmă se pare că a fost dat afară de Johnson. Probabil în tot anul ăsta mișcarea asta a fost cea mai faină mișcare pe care putea să o facă Johnson. Cummings trebuia să fie dat afară din poziția de advisor sau de consilier al lui Johnson din momentul în care s-a descoperit că el făcuse călătorii în vremea lockdown. Alți oameni au fost dați afară, au fost luați la roști, au fost călcați în picioare, Cummings nu, el a făcut pe grozavul. Și în sfârșit, se pare că Cummings a primit un șut în partea dorsală și a fost dat afară de Johnson pe motive din asta personale oricum. Ce am mai aflat este că Greggs a tăiat 820 de joburi și n-ar fi primii. Sunt foarte multe lanțuri din asta care suferă în perioada asta, dar odată ce apar vaccinurile la anul, totul va crește din nou. De ce? Pentru că oamenii vor avea nevoie să interacționeze unii cu alții, oamenii vor vrea să meargă la birou și apar tot felul de păreri din astea care spun că uite-te că orașele vor dispărea, centrele orașelor vor dispărea, restaurantele vor dispărea. Nu, fratele meu. Restaurantele sunt de 100 de ani de zile, în principiu ca concept, și vor mai fi 100 de ani de zile încolo. Oamenii au nevoie să interacționeze unii cu alții, așa că Greggs taie acum 820 de joburi, Sainsbury's a închis magazinele alte, nici nu știu cum le numesc, un fel de Aldex ale Sainsbury's, dar se vor deschide. O parte din chestii ce țin de pub-uri și restaurante care se închid acum, se vor redeschide, așa că toți oamenii care spun că centrele orașelor vor dispărea, e o minciune mare. Se vor reîntoarce oamenii pe acolo. Mergem mai departe. Uite că până la urmă, regulile legate de COVID chiar se aplică și se aplică sănătos. De exemplu, un proprietar de sală de sport din Londra a fost amendat cu 67.000 de lire pentru că a refuzat să închidă localul. A trebuit să vină poliția să oprească oamenii din a intra în sala de sport și omul a fost amendat de mai multe ori și de fiecare dată când ești amendat pentru aceeași chestie, primești o amendă și mai mare. Omul a strâns 67.000 de lire. Până la urmă, nu mai bine ținea localul închis, acum are și o gaură mare de 67.000 de lire.
Și mai altă chestie, de curând o întâlnire religioasă a fost închisă de poliție, tot pentru că nu respecta regulile COVID. Și liderii religioși de acolo, cred că erau penticostali sau ceva de genul ăsta, ziceau că ei fac un lucru mai mare decât coronavirusul, respectiv hrana spirituală. Da, da, până una alta poți să faci hrana spirituală și prin întâlniri de Zoom, dacă tot vrei, știi? Și a fost închis. A trimis pe oameni acasă și i-a obligat să facă un fel de rugăciune afară pe undeva. Băi, COVID. Așa cum nici cei care se duc la moschei, de musulmani, n-au voie să se ducă pe acolo, la fel cum nici ortodoxi n-au voie să se ducă la biserici, nici evrei n-au voie să se ducă la sinagogile lor. Nimeni nu are voie să mai meargă la întâlniri în care se întâlnesc foarte mulți oameni. Game over, nici la mormântări. La mormântări mi se pare că n-ai voie mai mult de 15 oameni. Iar la nunți, la fel, tot 15 oameni. Ceva pe acolo, știi? Maxim 15 oameni. Așa că se pun, să zicem, condiții extraordinar de clare. Și uite că am aflat și o știre foarte negativă. În The Guardian, România a ajuns în știrile internaționale din cauza morții celor 10 pacienți de la urgență din Piatra Neamț. Cred că am vorbit de chestia asta la un moment dat. Undeva la 5 ani de zile mai vedem câte un dezastru din asta care se întâmplă. Și cumva legat de știrea de la The Guardian, aflu că se fac reforme post-Grenfell. Cum știi, în UK, în 2017, mi se pare, a avut loc în un incendiu la Grenfell Tower, Grenfell Tower fiind un bloc social. Practic, undeva prin anii 60 spre 70, familiile sărace care erau în case din alea bai de capul lor distruse, au fost distruse casele și în zonele respective s-au construit turnuri din astea de, cum îi zice, turnuri sociale, cum ar veni. Și oamenii au fost mutați în turnuri. Ei, și turnurile astea nu întotdeauna sunt bine îngrijite pe cum ar trebui. Și Grenfell Tower ăsta nu avea fațada făcută într-un mod corespunzător ca să ferească de incendii, de exemplu. Și multe reguli ce țineau de incendii au fost nerespectate, pentru că cei de la Kensington and Chelsea Tenants Management nu au considerat că este în datoria lor să aibă grijă de sănătatea oamenilor. Și atunci Grenfell Tower fiind în zona Kensington and Chelsea, cei de la Kensington and Chelsea fiind un borough din asta de bogați, au zis, băi, săracii își merită soarta și așa că nu vom obliga blocul respectiv să aibă condiții de siguranță. Neobligând asta și ignorând minimele reguli necesare ISU, la un moment dat, 2017, cât 60-70 și ceva de oameni au murit fie arși, fie asfixiați în Grenfell Tower. Și uite că încep să se facă reforme. La 3 ani de zile de când a avut loc incendiul de la Grenfell Tower, încep să se facă tot mai multe reforme legate de modul în care toate blocurile astea sociale sunt manageriate și verificate, cel puțin din punct de vedere a sănătății. Și nu numai. Cool. E un lucru bun. Era bine să nu se întâmple accidentul ăla. Incendiul respectiv. Și asta ți arată oarecum și modul în care sunt priviți săracii în UK de către autorități. Și nu toate autoritățile, ci anumite autorități. Mă ales dacă autoritățile alea sunt cumva conduse de către conservatori. Și atunci conservatorii consideră că omul dacă este sărac își merită soarta și atunci cum poți mai mult, ok, calcă-l în picioare cum îți permiți tu mai mult. Și asta duce la accidente din Grenfell, mai devreme sau mai târziu. Și cu asta discutăm, cu asta termină actualitatea britanică și londoneză. Așa cum am mai repetat de multe ori, am să prezint și lucruri bune și lucruri rele ca tu să-ți faci o idee și, bineînțeles, să-ți faci, să zicem, o părere despre noul mediu în care te duce. Nu m-a simțit deloc bine să zic că este totul perfect. Din punctul meu de vedere, viața pe care o duc eu, cursul vieții pe care l-am avut, experiențele mele, sunt pozitive încât dacă ți-aș povesti, ai zice, băi, omul ăsta s-a dus ăsta acolo și oamenii s-au prăștenut în fața lui și i-au dat
toate cele în brațe ca el să fie cel mai fericit om de pe planetă. Și asta e adevărul. Sunt foarte fericit de când am venit pe aici. Dar, în schimb, când fac podcastul ăsta, vreau să-l fac în așa fel încât să prezint mai multe puncte de vedere. Pentru că punctul meu de vedere e unul foarte pozitiv. De la oamenii pe care i-am întâlnit, de la locurile pe care le-am vizitat, de la ce am învățat și cum am crescut și în firma în care sunt eu și așa mai departe, experiențele mele sunt 99,99% pozitive. Dar prefer să vorbesc și de alte lucruri. De exemplu, pentru că este bine să ai o părere cât mai echilibrată și să mergi pe stradă cu ochii deschiși în principiu. Deși, cum ți-am spus, chiar dacă ar fi să nu mai pot lucra, tot aș prefera să stau în UK, să stau într-un vârf de copac la un moment dat. Da, nebunie totală. Oricum, ce feedback ai, păreri, sugestii, recomandări, orice fel de chestii, nu uita să intri pe manelcheța.com și să trimiți pe acolo. Sau, de ce nu, poți să intri pe YouTube să cauți podcastul ăsta și lași un comentariu la filmul de YouTube. Oricum, am ajuns la final de episod. Mulțumesc că m-ai ascultat. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Acesta a fost episodul 138, numit To Get Settled. Și în episod am vorbit despre votul prin corespondență, documentarul Collective și despre faptul că am luat Settled status, așa că este o zi memorabilă, cel puțin pentru mine. Să ne auzim cu bine și sănătoși. Ai grijă de tine. Pa, pa!